Suntem alături de Alex și Tudor. Alex, tu ai ocupat locul 2 la grupa verde, iar tu, Tudor, locul 3. Cum vi s-a părut competiția de astăzi? Ați muncit foarte mult pentru că ați fost 11 în grupă. Ce crezi că te-a ajutat să câștigi locul 2 astăzi? M-a ajutat să dau tare. Ai jucat tare? De asta da. Crezi tu că ai câștigat? Da. Ai fost mai bun decât ceilalți? Da. Ce ți-a lipsit ca să câștigi primul loc? Emoțiile. Emoțiile te-au încurcat? Da. Iar tu, Tudor, ție cum ți s-a părut? Aveai așteptări mai mari? Nu. Deci ești bucuros că ai ocupat poziția a treia, nu? Da, da. Ați mai participat la alte competiții importante? Eu știu de ce n-am câștigat semifinala. De ce? Pentru că mereu când alergam copilul cu care am jucat, la un moment dat greșeam punctul. Crezi că a fost vorba de neatenție din partea ta? Puteai nu, fi mai concentrat? Dar asta te-a ambiționat pentru competițiile viitoare, nu? Da. Să fii și mai determinat. Da, nu joc doar la tenis 10. Dar? Joc și la ferete. Bravo! Și voi mai repuțin, cred. Cu ce gânduri intrați voi în teren? Când sunteți la o competiție? Ce obiective vă propuneți? Cu gândul că îi batem pe toți. Da. Eu cu al gând. Care? Eu cu gândul să mă depășesc pe mine. Bravo, foarte frumos. Aveți modele, jucători cunoscuți pe care îi urmăriți și cărora vreți să le... Îți spun pe preferatul meu, pe Nadal. Nadal, de ce? În de ce Nadal? În primul rând că e stângaș ca mine și în al doilea rând chiar îmi place jocul meu. Și al tău, Alex? Djokovic. De ce îți place Djokovic? Pentru că câștigă. Mereu, nu? Da. Aproape. Ei, eu vă doresc să le călcați pe urme și să ne vedem la competițiile viitoare, da? Da. Felicitări! Mulțumesc!